să stăm la îndemâna dumneavoastră, la dispoziția întrebărilor dumneavoastră, în legătură cu care îmi să adresez respectos și limitându-mă să fie, dacă se poate, cât mai puține și concentrate pe aceste subiecte. Suntem într-o anumită criză de zi foarte încărcate și reunind în grupul parlamentare și cu ședința răspunsurilor politice și desigur și începerea dezbaterii asupra bugetului în Parlament. Mai întâi, mă voi referi sigur la subiectul cel mai important, doar la acordul despre care ne-a povestit președintele și despre consultările inițiate de acesta la Palatul Codroceni. Înainte de toate, și acesta e cel mai important lucru, poziția Uniunii Social-Liberale este categorică, fără echivoc, în favoarea transparenței și disciplinei fiscale, bugetare, favorabilă, fără niciun fel de echivoc, oricăror măsuri, la nivel național, la nivel european, prin care această transparență și această disciplină să fie asigurată. În același timp, și noi și considerăm că oricine ar guverna România trebuie să fie preocupat și de soluțiile de dezvoltare, soluțiile de creștere economică, șansele pe care, pe termen mediu și lung, România, ca țară membră a Uniunii Europene, le are. Și, în acest sens, noi socotim că, în raport cu documentul anunțat de recentul Consiliu European, cel mai important lucru care nu s-a făcut deocamdată și care trebuie făcut urgent, este să înțelegem foarte bine, să avem o dezbatere politică și publică asupra elementelor unui asemenea acord, asupra obligațiilor pe care un asemenea acord le prescrie țărilor semnatare, implicit și României, și șanselor pe care un asemenea acord le oferă acestor țări. Simplu spus, trebuie să știm cu toți, politicieni sau simpli cetățeni, ce are de câștigat România și ce au de câștigat cetățenii României dintr-un asemenea acord și, sigur, care sunt obligațiile pe care, în principal, clasa politică de astăzi și din anii următori și le asum. În sensul acesta, considerăm și noi că este necesar un dialog politic real între putere și opoziție și între toate elementele fundamentale ale clasei politice actuale. Și suntem dispuși la acest dialog? Avem o poziție pe care deja am anunțat-o, cei 5 pași, așa cum îi vedem noi. Și, desigur că suntem deschiși unui dialog cu putere. În sensul acesta, trebuie să precizăm că de gata oricând să purtăm un dialog cu puterea, adică cu președintele, eventual, dacă dorește să fie însoțit de primul ministru sau de ministrul finanțelor, cine dorește domnia sa, nu suntem dispuși la o formalitate, la o ceremonie caragioasă în care domnul Băsescu aliniază formal toate partidele de avalma și le ține discursul. Am ascultat cu toții cu mult interes prelegerea de mai bine de o oră pe care ieri președintele a ținut-o. Au rămas foarte multe întrebări după această prelegere. Nu mai e nevoie de încă una. Așadar, dacă se dorește un dialog real, suntem gata să-l purtăm, dar acesta e normal să fie un dialog putere, adică președinte și cine mai dorește, și opoziție, adică noi, Uniunea Social-Liberală, care este singura opoziție parlamentară, cel puțin, la ora actuală. A spune că semnele nu sunt bune. Lăsând la o parte faptul că președintele trebuia să facă aceste consultări înainte de a participa la o întâlnire politică de asemenea importanță. Există și alte semne care nu ne arată din partea puterii nici cea mai mică intenție de deschidere. Modul în care au fost
abordate fără niciun fel de discuție serioasă și fără niciun fel de analiză amendamentele noastre fundamentale la buget. Modul în care președintele a discutat chiar și cursul prelegerii de ieri despre faptul că domnia s-a angajat România, Parlamentul facă ce vrea. Modul în care, de asemenea, astăzi suntem anunțați pe o temă foarte delicată și care depășește în interes doar partidele politice și politicienii, și anume comasarea alegerilor. Suntem anunțați, fără niciun fel de discuție, de primul ministru, că angajează din nou și pe acest subiect răspunderea. Toate aceste lucruri sunt categoric de rău augur. Însă subiectul este atât de important pentru România de azi și de mâine, încât noi suntem în orice moment dispuși, ne-am prezentat soluțiile, le prezentăm și într-un dialog pe care să-l avem cu puterea, cu condiția că acest dialog elementar să fie unul autentic. Mă opresc aici, pe colegul meu, domnul președinte, Victor Ponta, să vă prezinte poziția noastră față de buget și alte lucruri. Să vă cuvinte despre ceva ce arde astăzi. Începerea dezbaterilor referitoare la buget. Uniunea Socială Liberală își păstrează oferta către cei de la putere de a vota bugetul pe 2012 cu condiția unui minim dialog referitor la cele 10 propuneri ale Uniunii Sociale Liberale. Propuneri care au ca scop o diminuare a deficitului bugetar prin reducerea la jumătatea cheltuielilor cu bunuri și servicii, prin interdicția fondului de rezervă al primului ministru de a mai finanța proiecte politice ale autorităților locale și prin scoaterea din buget, din bugetul pe 2012, a banilor de campanie electorală din așa zisul program NDI al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. În baza acestor 10 amendamente, dacă ele vor fi adoptate de către Parlament astăzi, 0,7% din PIB va fi reducerea deficitului actual, aproape 1 miliard de euro. 1 miliard de euro care altfel se va duce, așa cum s-a dus și în 2011 și în 2010, fie către primării penale ale PDL-ului, Cluj, Brașov, Arad, județul Suceava, sau altfel se vor duce acest bani către afacerile de familie ale domnului ministru Udrea și ale PDL din Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii. Astăzi este un prim semn pe care puterea poate să-l dea dacă își doresc cu adevărat dialog cu opoziția. Dacă din punctul de vedere sau în concepția pe care am văzut cu dialog înseamnă ei și împun toate măsurile la buget, la comasare și noi ne ducem miercuri să stăm drepți, deși nu avem grade de general primite pentru trădare, evident că acest gen de dialog nu poate să existe. Pentru noi cel mai important lucru astăzi este bugetul. Ne vom prezenta amendamentele, le vom explica publicului și ne vom asuma acest mod de a gândi bugetul pe 2013, și anume reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, interdicția fondului de rezervă al primului ministru de a finanța afaceri de partid și toate celelalte puncte pe care le cunoaștem. Ca să fac o precizare tehnică, eu sunt cu scrisul la Uniunea Socială Liberală, vă vom prezenta în cursul zilei de astăzi, într-o oră maxim, scrisoarea pe care o trimite președintele Băsescu, referitor la întâlnirea de miercuri. Dacă domnia sa chiar dorește să aibă un dialog cu opoziția, trebuie să-l aibă în formă care l-a avut și în luna iunie și în luna noiembrie anului 2010, adică el, sigur, alături de Boc, dacă dorește, opoziția. Parade militare le organizează partidul domniei sale de suflet și noi nu participăm la parade. O să trimit o scrisoare, așa cum de altfel am trimis în 2010, în noiembrie și în iunie, în 2011, și atunci președintele a înțeles că trebuie să ne cheme să discutăm serios. În funcție de răspunsul domniei sale, ne vom da seama dacă miercuri chiar vrea să discute cu opoziția sau avea chef de o parată fără cuibuie. Da, foarte pe scurt să vă spun și eu am luat act astăzi de intenția guvernului de a-și asuma răspunderea pe cele două proiecte extrem de importante, pentru comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare pe de-o parte și promovarea judecătorilor la Înalta Curte de Casație și Justiție. Uniunea Socială Liberală a decis astăzi să depună moțiune.
anexa Guvernului, în care proiectele grele sunt trecute prin angajare de răspundere. Ca atare, considerăm că acest act de asumare a răspunderii este, dincolo de Constituție, este un act imoral. La fel cum este imoral și antidemocratic finalitatea acestor proiecte, și anume comasarea legilor locale cu cele parlamentare. Este începutul unui plan pe care președintele Traian Băsescu l-are de fraudare masivă a alegerilor parlamentare din anul 2012. Sigur că vor mai fi și alți pași în primăvara anului următor, despre atingerea acestui obiectiv, fără de care probabil Partidul Democrat Liberal nu ar putea intra în viitorul Parlament. De altă parte, acesta este un prim pas, așa cum am mai anunțat, probabil că vom ataca la Curtea Constituțională, deoarece considerăm comasarea alegerilor încalcă mai multe legi, mă refer la legea 215, legea 35, care prevăd foarte clar că mandatul aleșilor locali nu se poate prelungi, este de fix 4 ani, decât în cazuri excepționale. Nu considerăm că această dorință politică a președintelui Traian Băsescu și a guvernului și a PDL-ului în special de a mai câștiga câteva procente este face parte din această categorie, ca atare vom ataca după angajarea, după moțiunea de centură, acest act la Curtea Constituțională. Două precizări tehnico-politice. În primul rând, termenul, data alegerilor locale poate fi modificată cu 6 luni înainte. Pe 6 decembrie față de 6 iunie 2012, practic, termenul a fost depășit. Și orice încercare de a schimba data alegerilor este evident neconstituțională. Iar a doua precizare tehnică, care probabil se va pierde în noianul de alte subiecte ale acestei zile, reprezintă un efort conjugat de control politic al președintelui și ministrului justiției asupra sistemului de justiție și a judecătorilor. Angajarea răspunderii imediat după cea cu comasarea, de fapt, se pierde acolo și lumea nu o să mai fie atentă la faptul că judecătorii la înalta curte vor fi numiți într-un sistem controlat politic, de Traian Băsescu. Iar astăzi, în Senat, ca și Camera Decizională, este o altă lege prin care Ministrul Justiției, practic, primește dreptul de a începe acțiuni disciplinare împotriva judecătorilor pe criterii care, sigur, le puteți anticipa cu ușurință. Deci două legi, cea pe care își angajează răspunderea, dar cu ușa din spate, așa, după chestia cu comasarea, și legea din Senat, amândouă au un singur scop. Control politic pe judecători, după ce Traian Băsescu are controlul politic pe guvern și pe Parlament, rămăsese a treia putere în stat. Probabil că în zilele următoare, ideea de separație a puterilor în stat va fi complet perimată și o să avem un stat oarecum asemănător cu ceea ce am avut înainte de 1980. Dacă există întrebări în care să vă răspundem, dacă nu, plecăm la ședință. Dar astăzi trebuia să fie data cererea de suspendare, așa că am dat data trecută. Spuneați cum trebuie care... Da, nu e vorba niciodată de vreo cerere. Vorba de un document politic care să motiveze suspendarea. El este gata. Agenda fiind aceea pe care o cunoașteți, dominată de câteva teme majore, despre care am și vorbit astăzi, nu în această săptămână vom demara acțiunea pe care noi am deschis-o cumva, pornind de la acest document. O să vă anunțăm momentul în care vom considera că este oportună această demarare. Numele președinte Bordanea, cum se explica concret care sunt condițiile în care nu mergeți la control? Cine cele anunțate de președinte de trecută ca toate partidele vă reamintesc că luna iunie, singura dată când președintele ne-a chemat la consultări, am fost chemați Uniunea Social Liberală și reprezentată de cei doi copreședinți. De asemenea, luna octombrie anului 2010, dacă nu greșesc, tot așa a vrut să ne ieșire domnul Băsescu acolo. I-am explicat foarte clar că dacă dorește cu adevărat o discuție, trebuie să ne cheme separat, ne chemăm separat ce am participat. Faptul că astăzi ne-a chemat iarăși împreună cu tot felul de persoane dubioase, ca să nu mă exprim altfel, ori e o scăpare a domnului Băsescu, ori este o intenție de fapt ca să nu aibă nicio consultare cu noi, o să ne lămurim astăzi dacă schimbă invitația așa cum a făcut-o și celălalt de dăți, înseamnă că a fost doar o scăpare cauzată de oboseala produsă de cumpărăturile din ei. Să ce să dăm onorul? Adică,
Noi facem un dialog politic, dacă vrea un dialog politic, putere opoziție. Ședință de partid, prelege, informări, paradă, asta și face pe care acolo. Dar nu poate amesteca. Scriem aceeași scrisoare pe care am scris-o în iunie și în octombrie anul trecut, dacă ne răspunde în același fel, curând, sigur, discuția cu noi, într-un mod serios. În ceea ce privește moțiunea de cenzură, după angajarea răspunderii, veți avea și un efort în a convinge parlamentari din actul puterii să se ridice de pe scaun. E deja un efort modric acesta. Să-i convingem să se ridice de pe scaun. Eu vreau să vă spun că facem alt efort. Vom urmări și amendamentele, dacă există la buget, dacă nu hotărârile de guvern emise ulterior de către Emil Boc din fondul de rezervă și vom depune plângere penală pentru luare de mită și dare de mită împotriva tuturor parlamentarilor care își vând votul la buget pentru cei 100.000 de euro pe care dumneavoastră deja îi cunoașteți foarte bine. Știți că fiecare parlamentar al puterii va primi 100.000 de euro dacă votează bugetul. O să le facem plângeri penale lui Emil Boc pentru dare de mită și parlamentarilor pentru luare de mită și imediat ce justiția va redeveni liberă după ce se ridică controlul președintelui asupra judecătorilor, acești oameni trebuie să răspundă penal. În rest, o plângere penală pentru faptul că stau în băci și nu sunt în stare să ridice, din păcate nu cred că se poate face, deși ar merita. E orice român care se duce la serviciu și nu muncește, e sancționat. Ei sunt, primesc 100.000 și pagă ca să voteze o lege. Dacă 100.000 și paga pe delistului pentru a, se da jos din bancă, înseamnă că e un tarif chiar mai ridicat decât la Cluj, unde erau doar 50.000 ca să se dea jos din bancă să voteze. Da, dacă nu mai sunt, mulțumim.